tot se apropie sărbătorile, este cazul să facem și un box opening pe StumbleGuys, deoarece avem niște boxuri aici, stați așa, vezi aici, Christmas Prize Box și Special Christmas Prize Box și avem aici Candy Cane-uri 1020, cred că facem niște opening-uri cu acestea. Primim vreo 3 Candy Cane-uri free timp de vreo 24 de zile, adică practic până 10 Crăciunul. Deci, mai primim și mâine, nu contează. Dar înainte să începem să facem opening, nu uitați să dați un like și un subscribe și să intrați în serverul de Discord. Și hai să începem. Bun. Deci, Christmas Prize Box, mă gândesc să deschid vreo 5 de astea și 5 de alea sau vedem. Ok, hai să vedem ce o să ne pice de aici. Dacă ne pică un skin, sunt fericit. Ok, pică doar shard-ul și mi-a picat. Ăsta e cel mai simplu ca să-mi pice, cred. Haideți să mai dăm o dată. Bam. Ok, deci ăsta o să pice, se pare. Oh, ăsta e ok. Ăla e ok, spărgătorul de nuci. E destul de decent. Dar oare ce o să ne pice de aici? Skin-ul ăsta temsiu că e fain. Și rest cam pică relativ aceleași. Dar poate cu o șansă mai mare. Hai să vedem. Bun, pe ăsta îl iau. E și simplu de luat. E clar că îl iau. Mai am 930 de candy cane-uri. Deci mai putem să mai facem opening. Ok. Mai am țipe fix un shot. Să le iau, să iau good gravy. Și nici măcar nu știu dacă o să joc cu skin-ul ăsta. E relativ ok, dar na. Nu-mi place prea mult, deci... Și acum o să joc, dar să pice, n-am treabă. Ok, ăsta e destul de fain. Și nu-mi pare că o să pice, așa că... Haideți să deschidem și un Special Christmas Spray Box. 85 de candy cane-uri, o să fie mult mai mare șansă, sper. Asta e combinația de Five Nights at Freddy's, dacă nu mă înșel. Și ăsta e destul de ok. Ăsta chiar e șmecher, ăsta e șmecher. Dacă mă fac cu niște skin-uri din clipul ăsta, chiar sunt fericit ce aveți. Deci, haideți să vedem în continuare. Mai deschidem una de asta, că de ce nu. Ăsta e mitic, deci o să pice greuț. Ăsta, dacă mă chinui puțin, îmi pică, cred. Ăsta aș vrea să-mi pice, că e frumos. Deci, da, haideți să vedem în continuare. Așa. Ăsta, na, cam greu să pice. Ăsta, văd că îmi dă numai două shard-uri, ce să fac cu două shard-uri. Ăsta l-am luat. Chiar era simplu că pica în continuu. Era simplu de luat. Hai să vedem, hai să mai deschidem și niște dintre astea. Niște Christmas Prize box-uri normale. N-a trebuit să mi le mai dea pe ăsta, dar na. Așa că nu mai vreau să mai fac opening deloc la astea. Și o să dau numai la asta. Să vedem dacă am vreo șansă să-mi pice ceva. Deci, hai să vedem dacă pică ceva. Ok. Sharduri. Sharduri din nou. Sharduri pe ăsta pe care l-am deja. Ok, așa, o să dăm numai la ăsta să vedem dacă pice. Chiar avem o șansă să ne pice ceva. Momentan m-am făcut un singur skin. Ok. Ăsta chiar e tare, îmi place. E rar, deci o să pice super rapid. E foarte mare șansă să pice. Hai să vedem. Ok, shard-ul pe acest skin, pe spărgătorul de nuci, Crăciunița, Sugar Plum Fairy, Dolly Beer, ce se numește skin-ul ăsta. Bine, nu o să țin minte numele, cred, dar nu contează. Hai să dăm, să mai deblocăm aici, să vedem dacă se pice. Mai am trebuie 4 shard-uri pentru ăsta, poate o să dăm și un meci după. Nu-s grozave skin-urile, sau alea grozave pică greu, gen. Deci, na, ăsta o să pice clar greu, e și destul de fain, totuși. Ăsta durează ceva, nu o să-l iau. Ăsta dacă mai dau câteva ori la... Dacă mai dau câteva opening-uri, câteva box-uri, se deschid, o să-mi pice, cred. Dar faza e că dau 85 de asta și nu prea o să mai rămân, dar nu contează. Nu contează, hai să vedem.
Ok, și mai am, aș mai avea foarte puțin să-mi pice. Nu mai am să dau la special. Îl dau la asta normal până mi se duc candy cane-urile. E problema. L-am luat și pe ăsta, bun, ăsta e chiar ok, chiar dacă era, nu contează. Și mai avem să dăm una singură, un singur box de fapt. Hai să vedem. Mi-l dă pe ăsta pe ăla, mi-l dă pe ăsta pe care l-am, foarte normal. Și haideți să băgăm și un match la rare. Ăsta arată ok pentru un skin rar, mie unul îmi place. Hai să dăm play, nu știu cât de bine jocă mouse tastatură, dar na. Deja s-a dus băiatul ăla. Stai că mă bombește bomba. Alexe, ce ai vrut să spui acolo? Ce a vrut să spună autorul prin eul liric? Autorul vrea să spună că încearcă să nu moară. Autorul vrea să trăiască ca să poată să facă un win pe episod. Ok. De ce bomba fix lângă mine? De ce bomba fix lângă mine? Urât, urât, urât. Nu vreau, nu. A, deja trau. Mă gândeam că mor și acum. N-am murit. E bine. Rush hour, bun. Ok, ne convine. Eu nu-mi convine. Vezi că e fain rău skin-ul. Adică măcar un epic mergea să fie raritatea. Era mai greu de... era să mor, spre surprinderea mea, nu mai zic absolut nimic, mai rău să mai zic ceva, că nu-s făcut pentru mouse și tastatură încă. Da, cam asta a fost episodul de asta, dacă v-a plăcut, uitați, dați un like și un subscribe și ne auzim data viitoare și pa, și pa!